Bine v-am regăsit la o nouă ediție a știrilor Extreme TV. Vă invit să trecem în revistă principalele subiecte ale zilei. Mișune Negrițoiu spune că autoritatea nu intervine asupra nivelului primelor de asigurare. Analiza Consiliului Concurenței relevă că asigurările de viață sunt în declin. Și certa SIG anunță o creștere ușoară a afacerilor în primele 9 luni. Să vedem acum și știrile pe larg. Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Mișu Negrițoiu, s-a întâlnit joi 27 noiembrie cu reprezentanții industriei asigurărilor din România și cu alți participanți din piață, a anunțat ASF. În acest context, președintele a precizat că ASF nu intervine asupra prețurilor din piață, iar asigurătorii nu trebuie să abuzeze de noua normă RCA pentru a acoperi pierderile anterioare. Detalii găsiți într-un material mai amplu publicat pe unoasic.ro. Piața asigurărilor de viață se află în declin, iar România se află în urma țărilor din regiune în ceea ce privește nivelul de dezvoltare al acestui sector, arată Consiliul Concurenței în cadrul unei analize privind evoluția concurenței în sectoare cheie. Analiza arată în mod clar declinul recent al acestui sector economic, scăderea fiind evidențiată atunci când valoarea primelor subscrise pentru aceste asigurări este exprimată în termeni reali, ajustată cu inflația. Nivelul redus de dezvoltare a sectorului asigurărilor de viață din România apare și mai pregnant atunci când sunt efectuate comparații internaționale. Din acest punct de vedere, România situându-se în urma țărilor din regiune, se arată în raport. Certasig a raportat o creștere ușoară de 1% a primelor subscrise în primele 9 luni ale acestui an, până la 8,6 milioane de euro. Strategia companiei este axată în continuare pe segmentul corporate, certasi concentrându-se pe produse și clase de asigurări specializate, a anunțat asigurătorul într-un comunicat, evidențiind liniile de engineering, bunuri, transport maritim și răspunderi civile. Acestea au fost zilei, nu încheiem însă înainte de a vă invita să urmăriți de la 13 și 30 de minute emisiunea Ora de Risc, difuzată de Radio France Internațional. În ediția de astăzi vorbim despre beneficiile aduse de asigurările private de sănătate, iar invitați vor fi Dan Dobre, director comercial Signal și Alex Roșca, redactor șef publicațiile Prim.